Micuți, dar bogați în cunoștințe, pui de oameni, dar patrioți și mândri că sunt români. Asta ne-au demonstrat elevii de la Palatul Copiilor împreună cu cei de la Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu din Târgu Mureș, care sub îndrumarea învățătoarelor au pregătit un spectacol inedit, căruia i-au dat start printr-o mică povestioară istorică. 1 decembrie este Ziua Națională a României, adoptată prin lege după înlăturarea regimului comunist. Din punct de vedere istoric, la 1 decembrie 1918, Adunarea Națională de la Alba Iulia, constituită din 1228 de delegați și sprijinită de peste 100.000 de români, veniți din toate colțurile Ardealului, Banatului, a adoptat o rezoluție prin care s-a consfințit unirea tuturor românilor din Transilvania. Adunarea Națională tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Mureașă, adunați printre reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie. 1 decembrie 1918, decretează unirea celor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânsii români. Cei mai mici au preluat ștafeta, au recitat poezii și au cântat cântece patriotice. Nu uita că ești român, că sus strângea la tine în sat, popa Ioan te-a botezat. Domnul de acest pământ, care alta se împodobește în zilele de vară cu flori mai frumoase, cu grâne mai bogate, care alta are în ținutul ei capitala care a stat ascunsă printre munți atâtea viață. De mii de ani visez la râuri mântezi și locuri sclipitoare ce au fost păsașe suferințelor îndelungate. Sper că ați ghicit, sunt țara românească. Bineînțeles, serbarea s-a încheiat cu o frumoasă horă a Unirii. Ne-am pregătit de câteva săptămâni, începând cu o discuție despre ceea ce înseamnă România, despre ceea ce înseamnă patriotism, și am încercat să le insuflu copiilor ideea că trebuie să fim mândri că suntem români. Cu toate că, din păcate, în ultima perioadă, patriotismul devenea un sentiment de care ne era rușine, mă încântă ideea că în ultima, de câțiva ani încoace, de 2 ani de zile încoace, se trece din nou la însuflețirea copiilor cu acest sentiment de patriotism. Împreună cu cei de la Nicolae Bălcescu, de la Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, și fiind ziua de 1 decembrie aproape, am hotărât să facem împreună sărbătorire aici, la Palatul Copiilor. Cum se pare că s-a descurcat? Extraordinar s-a descurcat și având în vedere vârsta lor și capacitățile lor, foarte bine. S-au mulat pe moment, asta contează cel mai mult pentru noi. Haideți să vedem cum sărbătoresc micuții Ziua Națională a României. Sunt fericită că sunt aici și îmi place să sărbătoresc Ziua în României. Și cum sărbătorești Ziua României? Prin cântând Hora Unirii. Cum sărbătorești Ziua României? Păi, prin cântând Hora României. Voi? Să cântăm Hora României. Eu o sărbătoresc cu familia și am venit aici ca să mă simt bine. La fel. Și să cântăm Hora Unirii și cântece patriotice. Eu mă simt foarte mândră că sunt româncă și sunt foarte bucuroasă de Ziua României. Merg mereu în centru și sunt foarte bucuroasă că pot fi aici și am sărbătorit și la școală, am avut o serbare. Sărbătoresc Ziua României cu familia, merg în centru și împreună cu clasa am avut o serbare la școală. Iar până la serbarea viitoare, dedicată Zilei Naționale a României, micuții i-au urat țării noastre. La!